Un motociclist a murit miercuri în sectorul 6 al capitalei după ce a fost lovit de un șofer. Se pare că șoferul mașinii în vârstă de 29 de ani nu s-a asigurat la realizarea manevrei de întoarcere, intrând astfel în coliziune cu un motociclist. Bărbatul în vârstă de 32 de ani care conducea motocicleta a murit pe loc. Potrivit reprezentanților brigăzii rutiere, accidentul a avut loc pe splaiul independenței, pe sensul de mers dintre șoseaua Virtuții către șoseaua Grozăvești, în dreptul stației de metrou Petrache-Poenaru. Traficul rutier a fost restricționat.